Dragii mei, în primul rând vreau să vă urez la mulți ani din partea echipei Exclusiv TV, care astăzi este partener împreună cu Primăria Bârsănești și Consiliul Local. În primul rând vreau să felicit organizatorii pentru acest moment deosebit, care este o tradiție aici la Bârsănești. Și înainte de a evolua toate formațiile de urși, capre, urători, plugușoare și tot ce mai trebuie, o să-l invit la microfon în aplauzele dumneavoastră pe domnul primar Gelu Botezan. Bună dimineața și la mulți ani! Dragi cetățeni ai Comunei Bârsănești, ne aflăm la sfârșitul anului 2018 și profit de această ocazie pentru a vă transmite gândurile mele cele bune. Am parcurs împreună acest an, un an în care lucrurile au început să prindă conturi prin depunere de proiecte pentru obținerea de fonduri. Am realizat și câteva investiții, chiar dacă nu sunt de mare anvergură, consider că sunt benefice pentru comunitate. Gândurile mele cele bune se îndreaptă și către cei plecați în străinătate, departe de familie. Îmi doresc ca în anul 2019 să păstrăm în sufletele noastre optimismul și dorința de a izbândi împreună. În numele Consiliului Local și al meu personal, vă doresc sănătate, fericire, iar anul 2019 să ne aducă belșug, bucurie și realizări pe toate planurile. La mulți ani!
fiecare formație, fiecare grup care evoluează, reprezentantul să... Alo, stai o leacă! Aveam ceva de anunțat după asta. Felicitări, felicitări! Dragii mei, vreau să vă anunț, reprezentantul la fiecare ceată să poftească aici, este o măsuță în stânga scenei, ca să poată primi și banii pentru a putea să semneze pe tabel, da? Ca să știm cine a fost și cine urmează. Deci, reprezentantul la toate cetele, după evoluție, să meargă acolo la domnul primar. Dragii mei, urmează ceata de la Gura Văii. Sunt aici, de la Gura Văii, da? Imediat ce se eliberează centrul de manifestare, vor intra cei de la Gura Văii și se pregătește ursul de la Prătești. Ha ha ha!
acordeon sau de trompeta? Și cu trompeta către microfon. Hai! Ia auzi, mai bine așa.
să aplaudăm musafirii noștri de la Gura Voie, o ceată foarte frumoasă. Întotdeauna reprezentantul cetelor, după evoluție, să poftească aici în stânga scenei pentru a semna pentru primirea premiului. Dragii mei, am o rugăminte la toate cetele, atenție mare cu petardele, să nu mai aruncați printre mașini și atenție mare să nu se producă vreun accident. Deci cu petardele mare, mare atenție, nu mai aruncați printre mașini. Mulțumim frumos! În acest moment intră în scenă urșii de la Brătești! Hai să-i aplaudăm și pe ei că sunt de aici, de ai noștri. Foarte frumos! Urșii de la Brătești! Hai mic urși după plai! Hai călare pe pudregai! Hai pudregai, pudregaiul! Hai ursule pe jos! Hai stai ursurșilor! Hai ursul brătiștenilor! Hai cea mai irea, cea mai vicleană! Hai asta-i-mă ală brătișteană! Hai uiteașa acului vedeți! Hai am fost cu ei la județ! Hai șoverii cu ei s-a! Hai o jucare să vă fac! Yeah.
ai cea mai mare stimă. Hai să joci ursul comună. Come on!
vom da carne fără os. Hai v-am adus ce mai frumos. Câtea sur și urșilor. Hai urși vrătiștenilor. Hai saltă, saltă marinică. Hai eu sunt meșterul mitică. Hai fruzuliță gogoșar. Hai a ta mai trecut un an. Hai fruzuliță mere coapte, că a trecut anul, măi frate, dar ar Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici așa. Hai sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Hai sănătate și mult spor, hai la mulți ani la tuturor. Hai la mulți ani la dumneata, hai la toată familia. Această cale, ursul de la Vrătești vă urează un călduros la mulți ani, sănătate și numai bucurii. Mulțumim frumos! Hai rămâica, îți dă sănătoasă! Hai noi plecăm la noi acasă! Hai mulțumim că ne-ai primit! Hai ursul tare! Să meargă acolo în stânga scenei. Mergeți la doamna care acolo să semnați, da, și să primiți după aceea și premiul financiar. Felicitări, urșii de la Brătești au avut un moment deosebit. Se pregătesc cei de la Caraclău, capra de la Caraclău. Hai să-i primim și pe cei cu capra de la Caraclău. Thank you.
Bravo, foarte, foarte frumos. Dragii mei, urmează plugul de la Brătești. Deci urmează plugul de la Brătești, da? Corect? Am zis bine? Nu? Veniți un reprezentant să vă aud, că nu știu cine urmează. Deci capra de la Brătești urmează. După care, întotdeauna un reprezentant, după ce evoluați, merge aici în stânga scenei să semneze și să primească premiul. Iar muzica e invitată pe scenă, avem microfoane aici. Numai unul singur, numai o trompetă, solo. Hai să vedem. Thank you.
trăiască la mulți ani. Primarul trăiască, primul să trăiască la mulți ani. Trăiască primarul la mulți ani! Se pregătește Plugul de la Brătești. Tot așa un reprezentant al dumneavoastră să fie acolo în stânga scenei să semneze. Haideți în aplauzele dumneavoastră să facem loc un pic să intre aici Plugul de la Brătești. Trei dudei, adunați-vă flăcăi, picele ca să pornească, curătura să pornească, pentru lumea de aici, strigați odată voiniți, strigați-vă! La bună ziua, gazda aleasă, cu noroc la dumneavoastră, vă ia că a trecut un an, de când am urat la geam, dar azi am venit la voi, eu și-o ceată de flăcăi, ca să vă brăzdăm ogorul, să aibă ce mâncă poporul. Iar acum am venit cu un plug nou favorit, are grindei de argint și cuțitul oțelit, coarnele scade chițăl, taie brazda mărunțăl, ciugul și tânjala-s noi și-l trage patru boi, căci plugul de anul trecut era șubret și s-o rup, că a pus la giug o vițică și o rup plugul de frică. Când cotiga o cotit, drept în două l-o pocnit, în jala o rupt-o în două, tata ne-o dat plugul nouă. Am muncit să-l reparăm și-am venit să vă urăm cu o urătură frumoasă de aici, din Moldova noastră. Din Moldova lui Ștefan vin urători an de an. Noi și astăzi le păstrăm și-am venit să vă urăm. Sunteți mulțumiți de noi, ori ne întoarcem înapoi, întoarcem plugul pe o roată și-l scoatem iute pe poartă. Dar eu zic să ne primiți, că o să fiți mulțumiți, pentru ceata de flăcăi, pentru plugul tras de boi. Ia mai strigă-l, băi!
gazdă bună, primitoare, ia dă-te-n coace, matale, hai că am multe de urat, iar gura mi s-a uscat și văd colo sub brăduț, o ulcică cu vinuț, trebuie vreo 5 găleți, că suntem câțiva băieți, un pic călduț cu piper, că suntem înghețați de ger, ar merge și un rachiu, nu zice că n-ai, că știu, în toamnă la căderea brumii, te-am văzut la strâns de prune, ai făcut din tescovină și ai dat mingeana plină. Dar noi că stăm la matale, aduci și ceva sarmale, că am plecat de dimineață, de foame vedem în ceață. Se vede pe masa întinsă, o tavă un pic încinsă, cu jumeri și cu friptură, de ne vine apă în gură. Lângă o curcă îndopată, de-mi vine să fug pe poartă, parcă uși înguițat de un purcel tânăr tăiat, vedela și la rotisor, că mi-o foame de mor. Pentru masa asta mare, pentru vin, pentru mâncare, că o mânca și-o bea și noi, strigați măi! Lăsăm vinul și mâncarea, să vă spun toată urarea. Frunzulițe, trei cărbuni, vai de capul nostru român. Nu avem o zi mai dulce de când hoții ne conduce. Au pus mâna pe putere, s-au giftuit de avere. Fură care și cum poate, ajung baștani peste noapte. Nu pot citi un fragment, că-s șmecheri în parlament. Prim-ministri, deputați, senatori și birocrați fac legile pe sub ușă ca să scape de cătușă. A ieșit țara în stradă și-au sărit pe noi grămadă, cu apă, gaze, bastoane, vai de capul nostru, Doamne! Nu știu cât o mândura, până iar ne-o răsculam. Românul nu-i mânios, până-i ajunge cuțitul nous. Și acum vă zic și vouă, va fi mai rău ca în 89. Că am fugit de CAP-ul, să trăim acum e greu. Pentru ai noștri senatori, deputați și ciorzitori, ce-au distrus țara toată, ia mai strigați odată! Foaie verdele mnuscat, hai să dăm roata prin sate, prin sate și prin comune, să vedem a noastră lume. Oameni zdravi tinerei, ce-au ajuns vai de ei, stau toată ziua la bar și de muncă n-au habar. Se dau bolnavi și beteci, dar la băuri nu-i întregi. Ca o tensiune mică și bea vin de surcică, altul cu spun de roză rupe berile la doză. Altul înțepenit piciorul, îi dă cu coneac avadorul, care un plământ s-a fidit, dar fumează și carbet. Și apoi o ia pe ulei, să vezi politică între ei. Nu poți să-i spui că-i țăran, că-i cetățean european, dar sunt oameni și cu minți, muncitori frumos gătiți, ce au grijă de lor copii, merg la servicii zi de zi. Au părinții în grija lor, oameni mândri din popor, au angării animale, pământ 2-3 hectare și muncește singurei, tot respectul pentru ei, pentru a noastre putori și pentru cei muncitori, să audă că-i urăm, încă o roată să trăgem, strigați măi! Și acum întreb de ei, de flăcăi tinerei, numai șmecheri și smardoi, cu papuși plini de noroi, clanuri recuperatori, cu tufar la subțiori, harfe și picuri pe ei, dai o palmă ca de trei. Numai strâng până la animale, sunt la sală, trag de fiare, coasa, sapa și cu furca, sunt treburi pentru tătuca, n-au un buzunar un leu, și visează la BMW, barbă, plete, tatuați, uită că-au părinți și frați, uită de mame, surori, n-au bani de un buchet de flori, văd banii crescând în copac, fumează frunză de fac, pătrunjel și leuștean, dintr-un fume Superman, când prinde pastila roz, îți dragon în game monstruos, merg prin discoteci și cluburi, bagă dansuri, șaturi pe cuburi. A doua zi ajung acasă, rumă liga după masă, crapă ceapa-n două cu pumnul, bagă jumări ca nebunul, duc viață de vagabonți și au găuri în chiloți. Dar fetele noastre dulci, astăzi nu mai merg la turci, merg în Anglia, Olanda, că vin banii cu lopata. Fustă scurtă, fete cu scor,
au uitat de viața lor. Umblă cu buricul gol, au stomacul cât un chiol. Dar noi avem prin popor și fete la locul lor, care știu a face ciorbă, stau cu părinții de vorbă. Îmbrăcate elegant, chiar dacă îți de la sat, nu visează telefoane, mașini scumpe și vapoare. Înțeleg că în viață e greu, se roagă la Dumnezeu pentru fata cea cu minte, ce-a uitat de cele sfinte. Pentru flăcăi golani, ce visează numai bani, trageți o brază, băi, poate și-o reveni și el. Strigați! Afară ninge ca-n povești, române, tu cum trăiești? Stai în casă, înghezi de fric, lângă sobă te faci covric. Ai ajuns să pui pe foc, numai răchită și flop, fin foaie și rumeguș, ca să iasă fum pe coș. Lemnul bun crescut de veci, pleacă la austrieci. Vin urșii și ne mănâncă, nouă codri să se ascundă. Azi nici câinii nu mai latră, vezi numai bătrân la poartă. Ar munci, dar nu mai poate, copiile sunt departe. Au plecat în țări străine, pentru o bucată de pâine. Poșneagul prin ciucalăi, baba face măturoi, cu nuiele de răchidă, strigați oameni buni de viță. De urat aș mai ura, dar nu vremea înseara. Vremea ce se răcește și văd voi cum tânjește. Că am plecat de mult de acasă, de lângă copii și nevastă. Azi ne întoarcem înapoi, să urăm și pe la noi, să ascultăm până în zori cum cântă colindători. Și să vină Moș Crăciun la fiecare român, iar după Sfântul Vasile să vă meargă numai bine. Să aveți de toate pe masă, familia sănătoasă, buzunarul plin cu bani, la anul și la mulți ani. Anul și la mulți ani. Bravo, foarte, foarte frumos. O să rugăm să poftească lângă noi aici pe scenă membrii Brâului Brâsăneștean să ne încânte. Nu? Haideți, poftiți mai repede pe scenă ca să nu pierdem din încălzirea pe care am făcut-o până acum. Ia uite, ce frumos sunt, cu costum popular. Domnul, o să punem și microfonul ăsta. Să rămână doamna Petronela. Așa. În acest moment pentru noi Capra de la Albele, după care o să urmeze cei de pe scenă. Thank you.
Reprezentant al dumneavoastră să meargă aici la doamna în stânga scenei. Așa? Nu intră nimeni deocamdată pentru că vor evolua acești frumoși copii de la grup Bârsăneștean. Așadar, felicitări celor care au evoluat până acum. Și gătite șaia de lila.
Aplauze, aplauze pentru copiii noștri de aici, de la Râu Bârsăneștean. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și lumânați, lângă voi vă alăturați și cuvântul mi-ascultați. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la casa colinda. Iar mai grau, bătul mare, semne bune anulare, semne bune de beșug pentru brată de suplug. Plugușor cu patru boi, ia mai mânați, mai flăcăși și sunați în surgălăi. Aho, aho, iubită gazdă, gospodarca dumneavoastră, dați-vă lângă perdele și ascultați vorbele mele, dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră, că nu ne-am mai văzut de un an, v-ați tras geamuri, termopani și betoane la o gradă, n-avem unde trage o brază, n-avem cum ne face treaba și la geamuri la degeaba, stăm și înghețăm de fric că n-auziți nimic. La ureche clopoței, la picioare zugălăi, ia strigați cu toți, măi! Și urlați și hăi și hei, poate ori auză și ei, roată, măi! Am plecat ca să urăm, la case să colindăm, pe la gospodar prin sat, așa cum era odată. Dar acum din tot satul au rămas doar 3 sau 4 cu vile, averi, tractori, restul voi de capul lor, cu buticuri, crame, alții muritori de foame. Ca așa-i frate pe la noi, umblă frămânziți și goi, sunt săraci, au griji nevoi, trăiesc bine în palate, stau la mese beșugate, toți cu burțile umflate. Ia mă îndemnați flăcăi să se audă muncii voi, mânați măi! Am plecat noi la urat, dar când vește e prin sat, nu-ți mai arde de arat. Pe drumuri, șanțuri, noroaie, dacă a dat domnul și-o ploaie, stai în noroi până la gât, nu-ți mai trebuie pământ. Garduri rupte, dărâmate, ca 907. Toți așteaptă, măi creștine, că o s-o ducă mult mai bine. Cu bani de la Europa și-o să vină atunci popa și-o să-i ducă în dealul spirii către drumul fericirii. Fără dric sau parastas, cu sicriu și vatăr nas, ia mai îndemnați flăcăi să se audă în munți și voi, mânați, măi! Foaie verde cu curuz, Doamne, ce vreme am ajuns, toate sunt cu jos în sus, am ajuns așa de greu, de dăm din rău mai rău, câte guverne am schimbat, toate au fost eratat. Ei toți s-au îmbogățit, noi prea am sărăcit. Ei toți s-au deputat, frații noștri emanați, au salari de milioane, mănâncă rahat, mănâncă bomboane, n-are treabă dumnealui, fiecare în legea lui. Face cum îl taie capul și apoi Dumnezeu cu mila. Ia mai îndemnați flăcăi să se audă peste voi, poate mai trezi și pe ei. Mânați, măi! Să tragem și o urătură și la cei cu farbasură și să le urăm cu carul, cum le-ar zice Iohannis, să trăiți bine români, să aveți aer în plămâni, aer curat cât mai mult, că o să ajungeți la păscut. Fiindcă pajiștea conține fier, oțel și vitamine, elemente sănătoase pentru sânge, pentru oase. Să trăiți bine cu toții, cum trăiesc azi mafioții, să aveți câte 4 case, cum are domnul Năstase. Să străluciți an de an ca chelia lui Traian și să trăiți și mai bine, să mâncați multe măsline. Că astea conțin ulei și o să fiți ca niște zmei. Și așa bine o să trăiți până când o să muriți. Mânați, măi! Iar la vieții bugetari le dorim salarii mari ca domnii parlamentari, că doar citesc ziare și dorm în amiaza mare. La dezbateri furtunoase se bat pe ciolan, nu oase. Iar bieții alegători carde mâncă de 3 ori, de Crăciun, de Anul Nou și de Paștele Cailor. Ia pocniți din bice, măi, și sunați din zârgălăi, roata, măi! Pentru cei de pe la sate, cu călcâiele crăpate, amărâți, bătuți de vânt,
rând au rămas fără pământ. C-o rămas săranul frate cu pădurile tăiate, că fac focul în odaie iarna cu cocenți și paie. Le dorim să aibă bani și să cumpere grăsani, să facă și ei cârnați cum fac oamenii bogați. Să aveți în pot slănină, în beci vin și descovină, să aveți grâu, legume, poame și să nu muriți de foame. Și am vrea în noul an noi să-i vedem pe țărani că trăiesc așa cum vor, fiecare cu un tractor, cu combină pe ogor, vile și TV color, grâu pe lan și secară și trei loganuri la scară, la ureche clopoței, la picioare zurgălăi. Ia urlați cu toții, măi! Unde seamănă baba boabilii, au și mulgi caprele și mulgi vadanele. Cele de 20 de ani care umblă după bani, sara după de-a sfințit când îi ghine de iubit. Mânați, măi! Domn primar, nu te supăra, porcul a fost gras cumva, slana a avut o grasă ca vergeaua de la coasă. O scroafă am avut și eu, trebuie să spui, nu-mi pare rău. Am cântărit-o cu coteț cu tăt și avea 100 în bloc. Când am cântărit daraua, ză și chile avea purșaua. Și-am uitat ca să vă spui că boieri avem destui. Unii arăpi ogor, alții dorm în parlament. I-ați văzut la televizor, mânați, măi! Să trăiască domn primar, îl mai mare gospodar, el și cu aleșii lui, gospodare satului. Și mă rog la cel de sus să ajungă cât mai sus, să ajungă în minister un ministru mititel, să aibă grijă de noi, că suntem plini de nevoi. Pocniți biciul mai flăcăi și sunați din zurgălăi și strigați cu toții hăi, mânați, măi! Înainte, spuneau bătrânii, erau vremurile bune, nu erau parale multe, dar în schimb erau păgoare. Flăcăii purtau apici, dar în schimb erau voinici. Nu ca sunt mititei, nu au pic de vlagă în ei. Mititei și plini de boală, de la 15 ani se însoară. Se duc o lună în Argentina și se cred gagii din China. Iar când vin la baluri seara, se cred gagii din Timișoara. Nu dansează cu oricine, numai cu domnișoare fine, domnișoare cu liceu, care se mărită greu, cu liceu și facultate, pe la oi toate zmacheate. Roată flăcăi! Căciulițe de Astrahan, am venit în acest an să vă urăm, nu în van, cu ansamblu Brâu Bârsăneștean, căci nu rămâne un buștean, chiar așa ne-ai susținut, cum era mai la început, așa cum ne-am priceput, o urare am conceput. Pretenții n-avem niciuna, noi reprezentăm comuna, la etno sau la favorit, pentru unii la bărfit și le mulțumim, și nu câștigăm nimic, nici măcar bunuri bănești, dar mândria fie mare când se aude în gura mare, noi suntem din Bârsănești. Ia mai unați mai flăcăi! Și la mulți ani! Aplauze pentru grupul bârsăneștean, felicitări Petronela. Dragii mei, urmează plugușorul de la Brătești. Stop, hai că a venit de la fisc cineva. Bună ziua! Bună ziua! Eu săranul răsculat, am aici un diplomat. Fac publicitate. Sunt un țăran în iatate. Așa că nu părăsiți, mai stați o leacă pe aici. Eu tu mă la urmă, că acum știi cum, țăranul tu mă la urmă. Așa, încet, încet. Surpriză, deci nu vă spun ce fac. Dar mă așteptați, nu? Da sau nu? Ok. Lăsăm tradițiile copiii, deci copiii trebuie să-și facă, cum se spune,
ei să plece mai departe, trebuie să câștige un ban. Că așa să facem fiecare an. Mă așteptați, nu? Ok. Bravo, bravo, foarte, foarte bună prezentare, așa. Hai să punem toate microfoanele pentru toți copiii. Bravo. Toba se aude, fluierul trebuie să audă mai tare. Dar aproape de el, da? Așa. Și de omenie, mânați mei, hei! Bună seara, gospodari, să trăiți într-un mulți ani, să trăiți să înfloriți, ziua de mâine s-o cinstiți, că am venit să vă urăm, nu ca să vă deranjăm, să vă fie casa plină de belșug și de lumină, masa plină de bucate și să aveți noroc în toate, să ajungeți la primăvară, să ieșiți la muncă afară. Nu cumprează când la spune, vă dea Domnul roade bune. Dintr-un fir de păpușoi, la anul 62, vaca să vede doi viței, scroafa 12 purcei, la cloșcă un nou zăpui și seasă 10 pui. În coroată mai flăcăi și sunați în zurcălăi. Hei! Să fii gazdă sănătoasă și să ai pâine pe masă, să lucrezi la tine în țară, nu să mergi peste hotară, să fii slugă la străini, ci în țara ta stăpân, să-ți găsești servicii aproape, nu peste 50 de sate, să fii sara învătătură, să mănânci numai friptură, cu nevastă și copii, să te bucuri de ai tăi. Mânați mei, hei! Primenește-ți gazdă în casa, umple vatra, pune masa, fă potecă prin grădină și prin păr pune lumină. Când venim de mutișori, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin vispro, tot prin soată, ziua toată, noaptea toată. Cerul ieri ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns, prin plătești pe sute peste deal, să urăm pentru acest an, de noroc și fericire, sănătate și iubire. De noroc la maroc, de copii pe lângă foc, în coroană, în plăcăști, în alturi de noi. Hei! Pus un ion verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă, că plecă altă casă, și la anul cum venim, bucuroși de nu găsim, la picioare clopoței, opriți plumbă între căi. Hei! Foarte frumos. Hai să vedem ce urmează. Capra de la Glodosul este pregătită? Este sau nu? Nu. Plugul de la Bârsănești? Haideți să facem un pic de loc ca să intre. Ia uite ce frumos este. Domnul inginer, vă rog să filmați. Vreau să felicit încă o dată pe domnul primar, vreau să-l felicit pe domnul viceprimar, consilierii locali, pentru că a organizat foarte bine acest moment și vreau să vă spun dumneavoastră că e sărbătoare la Bârsănești. Intrăm în noul an cu cele mai frumoase tradiții. Hai să punem și microfoane aici, aveți? Acolo nu e bine, nu trebuie acolo. Îl trageți mai... Hai, 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 hai
Mai încolo, mai încolo. Mai încolo ca să se vadă. Așa, era. Era. Așa. E bine. Puneți flori, jucăm voi! Prima prază, mai flăcăi! Ne-am trezit de dimineață, ne-am spălat frumos pe față și am zis că n-ar fi rău să venim la Bârțănești cu voi noștri domnești, să tragem o urătură și la noi învățătură. La urechi cu zurgălăi! Încă o prază, mai flăcăi! Toți gospodarii din stat stau și ascultă la fereastră, că așa e seara asta. Dar cum băieții sat a plecat după însurați, într-un sat, într-o comună, să-mi găsesc o fată bună. Mi-am luat și eu mireasă de la mine, a treia acasă. Frumos nu mi mai avea, că Maria o chema. Frumos și că nu prea, vreo 80 de ani avea. De urâtă nu-i frumoasă, disperi văzând-o în casă. Și de rău nu-i șa de bine, când se duce parcă vine. De mâncare n-am ce zice, se pricepe să mănânce. Și mănâncă, frate dragă, câte o mămăligă întreagă. La urechi și zurgălăi, încă broastă, măi flăcăi! Hey! Gazda noastră, gazda dragă, am venit la dumneavoastră să ascultați urarea noastră. Nu ne-am mai văzut de un an să-i tragi geamuri, termopan și betoane în ogradă. N-avem unde trage o brazdă, n-avem cum ni face treaba, iar la geamuri râm degeaba. Poate n-auziți nimic, iar noi înghețăm din fric. La urechi cu zurgălăi, încă o brazdă, măi flăcăi! Bună seara, dați un foc să aprind țigara. Când seara de Vasile Sfântul mi-a furat căciula vântul și mi-a dus o îndepărtare la fereastra dumitale. Și mergând după căciulă, să vă zic și o urătură. Vasilică vrea să însoare, n-are frunză de sarmale și-o luat o fată mare cu o tonoagă de chicioare. Când o dus-o în ogradă, vaca a început să ragă. O a avut și trei purcei, o muri din frica ei. Mătușică, mătușică, ai o fată frumoșică. Dacă ai dau-o după mine, tare ar mai duce-o bine. Cu măligă și cu ceapă și cu pumnii după ceapă. Cu măligă și spanac și cu pumnii după cap. La urechii zurgălăi, încă o brastă, măi flăcăi! Hey! Am venit la primărie, că e mare gălăgie și să vezi, mai frate, ce se aude prin sate. Canul ăsta e centenar și al nostru domn primar vă chema cu voie bună să-i spunem o urătură. Să se audă peste voi ca la Bârțănești la noi. La urechi cu zurgălăi, încă o brastă, măi flăcăi! Hey! De urat va mai ura, dar nici un sera, pe aici, pe la dumneavoastră, departe de casa noastră. Vă urăm cum se cuvine, că în anul care vine să aveți buzunare pline. La urechi cu zurgălăi, opriți plugul, măi flăcăi! Hey! Hai, cine mai urmează să vină aici la noi? Doamne, într-o creangă stăm toți aici, la mulți ani. Bineînțeles.
De video, dar vedem amândoi cu bidon de vin. Până dimineață. Hai să vedem, mai este cineva? Haideți că bani mai avem aici. Mai sunt bani. Domnul primar, sunt bani, nu? Cei care mai doresc să evolueze, să vină, că avem resurse financiare, nu-i nicio problemă. Din partea organizatorilor. Dragii mei, felicit încă o dată Consiliul Local, domnul primar, domnul viceprimar și dumneavoastră pentru această sărbătoare și intrare în noul an 2019. O să ne vedem până în anul 2500, nu? Sau cum? Tot așa. Hai mai cu viață, poftiți mai repede că lumea vrea să vă vadă. Atenție, faceți loc că avem aici... O zonă de rezervă. Copii, doamnelor, domnilor, domnișoarelor, poftiți. Așa, hai să punem microfoanele. Frunzuliță, fir mărar, bună seara, gospodar! Gospodar și gospodine și voi, domnișoare fine, dați urechea la fereastră și ascultați urarea noastră. Ascultați a mea urare la această sărbătoare, că în seara lui Vasile Sfântul mi-a luat căciula vântul și am venit după căciulă să vă spun și o urătură. O urătură veche ce-i plăcută la ureche. Noi nu urăm pentru bani, nu suntem așa sărmani. Suntem neam de gospodari, urmași de-a lui Ștefan. Toți frumoși și toți voinici, căci ne tragem din haiduci. De departe, din vechime, obiceiul nostru vine. Și a venit cu voie bună după datina noastră bună. Sus pe dealuri, jos în văi, trageți brază, măi plăcăi. Ce mai faceți, cum trăiți, de plugari sunteți gătiți sau nu vreți să ne primiți? Eu vă spun adevărat că de când s-a luminat pe la noi pe aici prin sat, plugari ca noi n-au umblat. Plugul nostru e zugrăvit cu aur și cu argint. Noi arând din luna mai, tragem brazdă până în rai. Dar rai era încuiat și plugarii s-au speriat și-au strigat văleu și vai și-a deschis ușa la rai. Dar în rai cine era, Sfânt Vasile ne aștepta și din gura și-a grăia. Cine m-a cinstit pe mine, Dumnezeu să-i facă bine. Gazda care se urează, Domnul o binecuvintează. Dar noi plugul l-am oprit și Sfântul în rai ne-a poftit. Și-am cinstit și-am închinat un pahar de vin curat și Sfântul s-a bucurat și ne-a binecuvântat. Ne-a mai dat și câte un bou să arăm de anul nou. Zurgălei și clopoței cu o brază mai flăcăi. Și brazdă lată, chiar la dumneata în poartă, vrem să arăm și în deal și în vale și în ogorul dumitale. Flăcăi mândriți la purtat, oameni vrednici la mânat, iar la coarne la ținut, toți avem un priceput, care știe plugul să-l ție și pe deal și pe câmpie. Scumpă-i urma plugului și amintirea Domnului, că plugul aduce de mâncare la cel mic și la cel mare. De-o fi sărac sau bogat, tot de la plug o mâncat. Zurgălei și plopăței în cobrazdă, măi flăcăi! De urat am mai ura, dar nu suntem de școală, suntem toți brătileni și am plecat de acasă de ieri. Și niscasele îndepărtate și încărările încurcate, că am venit să vă urăm bună seara să vă dăm și să vă aducem aminte cum era mai înainte, când erați copii la sate și așteptați această noapte. Că am venit la dumneavoastră, departe de casa noastră, să vă aducem cuvânt bun, cum e obicei străbun. Zurgălei și clopoței în cobrazdă, măi plăcăi! La anul care-o venit, tot în astăzi sfântă zi, să vă găsim bucuroși ca din moș în moș străboși.
brazde multe, brazde late, la mulți ani cu sănătate, în orașe și la sate, în bordei și în palate, sus pe dealuri, jos în văi, opriți plugul, măi flăcăi, și strigați cu toată tăria să audă România, frunzuliță trăiar țari, anul și la mulți ani! Primar, consilierilor locali și așteptăm lângă noi în continuare. Haideți, dacă mai este cineva. Opa, a apărut un suspect aici cu valiza. Vine din America tocmai. Asta, da, flucușor, mai zic și eu. Haideți, mai stați lângă noi că mai avem câteva surprize. La mulți ani, bine ați venit! Dar ce aveți în geamantanul ăsta? Bani! Stai așa să mă aranjăm. Valizele, multifuncțională. Mă, de în ui. Așa. Să mă instalez o leacă. Dă-mi o leacă o masă de acolo, pedestalul acela de alea. Te rog frumos, băi, dar chiar domn, băi, dar niciunul, numai domn primar, băi! Băi, voi sunteți culmea, băi! Nu, ai mă tale scaunul, dacă eu, dar pe mă ta nu-l vreau! Cine mă ajută o leacă aici? Hai, băi, tu ce faci? Tu numai cu savanatul, băi? Hai că lumea se gândește! Ia-ți plece acasă, fac sarmale, fac... Haide, capul din zilele noastre. Lumea moare și corul se cheaptă, da? Sunez. Săranul, lasă, nu umbla mata vrei. Matale ești cu treburile mata acolo. Aștept să deschid diplomatul. Să mă fac de tot... Pardon. Ajută-mă, mata oleacă, dacă tot vrei. Așa l-ai cu treaba lui. Hai mai repede. Stai oleacă, vrei, stai oleacă. Să deschid diplomatul. Băi, dar nu străca, băi, toate treburile, băi. Mă scuzați, dar oleacă, cam crispat. Lasă-mă acolo, băi. Băi, tu nu umbla, tu te lasă amânat. Pleacă la amânat acolo. Nu dai tu treaba aici. Dar nu sta pe tânjală, băi! Te pui pe tânjală ca bou! Dă-i drumul, bagă kilometri, că la kilometri ești plătit! Am să încep! Sunt țăranul răsculat, ce regretă ce-o votat!
teleportat din 907, dar n-am cum să trec la fapte. Sunt nevăzător, n-am cu ce să-i omor. Totul e fictit, a filmat exclusiv. Nu mă pot desfășura și din text voi edita. Am să sar un paragraf, că mi-e teamă de ANAF, de taxa pe lăcomii, dar încerc fără anomii. Băi, stai o leacă, băi! Băi, stai o leacă, că avem, dăm cu sare în tăie, nebunule! Ca să... dă cu îngrășăminte! Dar să ai răbdare să ajung acolo! Bă, domnule, dacă i-am spus să nu stie, nu stă nătărău! Azi încerc paranomii, deci cu taxa pe lăcomii. Eu vă spun niște aluzii, iar voi trageți concluzii. Eu, săran cu handicap, îmi permis să fac de cap. Handicapul îmi este rima, fac doar haz, doar din ecaz, știi? Dar nu s-ar dine la grumaz. Deschid o paranteză. Am să fac o epiteză, că nu denigrez persoanele cu handicap. E un cuvânt doar ca să scap din mai la pușcării, să pot cere amnistie. Eu nu fur din cuvinte și vă lăs sufrața minte. Aho, aho, și vă salut! Am venit ca să vă înțep. Băi, da, hai să-mi dat. Am uitat steaua, mă. Asta e. Nu cu asta o să încep. Am venit cu coaghiliță. Am uitat-o pe drum. Am pierdut-o, pui mei, nu mă știu. Nu-s din Prut, de la Albița, nici din muntele Vatala, de unde a pornit răscoala, atunci când a pornit din nord, nici măcar cu un acord. N-am ajuns până spre sud să ne scape de un zălud. Acum nu știu care, eu sau altul. Pardon. Am făcut doar semnul crucii, poate ori dispărea năluci. Nu aici mă refer, că, dar nu cred că e un mister. Acolo, înspre palat, unde se schimbă miniștrii din ce în ce mai siniștri. Cei ce au fost mai cultivați 6 luni și înlăturați. Măgărilă, iepurilă, au pus sus o puierilă. Are numele? Ok. Normal că am bătrâoară, că a fost profesoară și europarlamentală. Nu, dar e fenomenal. 2018, an centenar, a fost anul gazar, bagă aici mă, ia petarda de aici. Așa. A fost anul gazagrar. S-a dat cu gaz și apă, aruncând cu un fel de ceapă. Dă-i fără așa, dă-o așa, numai. Așa, aruncând cu un fel de ceapă, cu șrapnelul și cu tunul, așa o ordona nebunul. Lasă-o jos, mă! Lasă-o acolo, că bupui mai târziu! Cu șrapnelul și cu tunul, așa o ordona nebunul. Și așa a dispersat, el își azi la palat. Nu se poate cu arcanul. Dar circula cândva sloganul: proletari din toate țările, uniți-vă! Fraților, treziți-vă! Eu nu îndemn pe viitor să salvăm acest popor de pe mâna hoților. Ia mai dă câte un șrapnel! Ia, nici de să nu mai are. Să vă dispersăm nițel. Hăiți, măi! Aleșii noștri locali. Hai să trecem la ei, nu? Unii, nu-i niciunul? Băi, dar... Băi, și-a pleacă din timpul serviciului, ce se întâmplă? Domn primar! Și domnul vice? Poți o chiar și vrei doamna secretară? Păi cum? Dar fără diagonală ce faci, domn primar? Domn primar! Diagonala! Dacă nu iați, fă-te boșcăciun și atunci pui mei. Aleșii noștri loiali, viabili și desigur prezentabili
Aho, aho, cu sărărița, haide dă cu mânuța. Cu mânuța, mă, cu mânuța, nu cu nu automat, mă, cu dă-i așa, dă-i așa, 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 dă-i cu mânuța, dă-i. Aho, aho, cu sărăruța. Uite așa dizghețulița, pardon, străduța. Când pe afară e urgia, se înfundă sărăcia. Antiderapantul în gheață, frigul, titaie la față. Cetățeanul elector stă nepăsător și privește din pridvor la omul ce dezapezăște. Nu mai spun. Sără o frază. Am venit cu sărăruța, nu am loc cu căruța. Și se împrăște cu mânuța până s-o goli punguța. Nu-i punguța cu doi bani. Hai să trăiți la mulți ani. Pe coastă la ușorul, pe când suspectam o gorântoace invers, mă, să nu vadă toți, mă, ce avem noi acolo. Băi, dar tot țarana ai rămas. Băi, dar de când te știu, tot țarana ai rămas. Am găsit o valiză. După o simplă analiză, pare un pic cam veche. Mă apropii cu o ureche. S-aude un ronțăit. Eu decis să o deschid. Deschidem. Săcera și ciocanu. Băi, dar uite șobolanul! Șobolanul! Oros hărțile golanu. Oros, băi, lasă-le mă că e oros mă de tot acolo, lasă-le acolo. Oros hărțile, mai găstul. Oros hărțile golanu, hărțile, dar bani? Eu mâncat pe toți golani. Șobolan. Dar priviți monografia. Monografia. Nu dispare geografia. Hai cadastru gratuit și încă o dată la Hăit. Drumurile noastre toate se repară cum se poate. După îndelungi socoate, proiecte și aprobări, foarte multe tergiversări, lungi tergiversări, se exclud toți candidații și câștigă retardații. Firme de apartament, un exemplu concludent, drumul 153, ci că-l repară niște derbedei, puși tot de ei. Îi cunoașteți pe ce? Nu spun niciunul, deci tot drumul Caracalului, dar cine îl repară? Puși tot de ei, așa, tot ce au decopertat, pe izlaze abandonat. Mă întreb, ce fac prin sat? Unde terenul e privat? Primăvara a fost ploioasă, vara prea călduroasă, toamna capricioasă, iarna destul de nevoioasă, licitații dubioase, bine, nu miroasă. Aho, aho, cu sămănatul! Dă-i cu samanatul, nu acum, cu samanatul. Apucă-te și bagă la kilometri acum, bagă la kilometri. Să începem cultivatul. Dar nu închei cu brăzdatul. Din ce în ce mai plăpând, am să dau ștuleț și linti. Atai, dă-i ca înainte, așa. N-ar fi rău șole de minte. 4-1, scor de Liga 1. Dă cu virgulul rău la Caraclău. La albile, nu mai spun, e doar un cătun străbun. A ajuns doar Moș Crăciun. Brătești, la poale de munte, sunt în frunte. La capitolul învățământ mă refer. Și la toate, de fapt, ne-am luat-o înainte așa la toți. Că mai, la ei dă soarele prima dată. Gura voi a dispărut. Sau cumva ni s-a părut? Școala mă refer. S-a început deja demolare la unitățile școlare. Oare să construiesc dispensari? Veterinari? Sau concesionari?
cucuruz? Hai, hai, ești din microbuz! Băi, dar nu mai ești niciunul, mă? Așa, bă, păi, dar tu știi, trăiți și voi, nu? Și Dumnezeu! Mulțumesc, domn primar! Domn primar! Apropii de aici, dar puneți diagonală, dar fără diagonală nu te prindesc! Fără diagonală nu te prindesc! Ești în timpul serviciului, puneți diagonală! Chiar dacă e 31, nu știu dacă e zi liberă sau nu azi. Ce e azi? E luni, nu? De fapt, na, sunt trezăt, mai greu. La începutul săptămânii. Mulțumesc, domn primar, specialist veterinar, că ați ținut pesta porcină doar acolo, înspre Belină. Le-am avut și noi pe masă o bucată de carne grasă, răcitură și șorici, cum mâncam pe la bunici. Hai cu toba și friptura! Hai, hai! Ca să închei urătura! De urat am mai urat! Dar nicom în seara pe la curtea dumneavoastră, departe de casa noastră. E vremea, băieți, uniți să vă lăsăm fericiți. Mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Busuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Anul nou cel așteptat să vă fie îmbelșugat, casa să vă fie plină de acerul lumină, ziua Sfântului Vasilii să vă fie tot de bine, busuioc verde pe jos, dați un vin cu zahăr tos. Dacă nu, cafea cu sare și un băț pe schinare. Dar ce-mi dați? Să mor din prima. Eu așa închei cu rima. Mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți. Hăiți, măi! Dar mai am un sac. Cam ce spuneți, să-l desfac? Surpriză mare! Covriș cu sare. Pentru fiecare, de la toată lumea. Pentru fiecare, luați de aici. Că dați de mână în mână. Nu, n-arunc eu, băi, că ia de acolo, mă, de la toată lumea acolo. În miroasea cozonac. Surpriză mare, așa, covriș cu sare. După ce v-am dat șrapnel, vă dăm și câte un covrigel. Câte unul să cuvine, nu cu buzunarii plini. Luați și dați de mână în mână, că așa-i datina străbună. Mulți ani să trăiți, mulți ani fericiți, dar nu prigoniți. Domn primar! Băi, ce facem? Facem alegeri din nou, ce facem? Cine îl reprezintă pe domn primar aici? Mai eu mai am un dosar! Nu mă atat, dar mă atat reprezentantului? Domn primar! Nu mai vine, băi, fii atent, l-am spărit așa de tare, nu mai vine. Priviți aici! Am aici documente! S-a anexat în dosar să nu crezi că sunt un coșar, ci tu ești în cale când vineai pe drum la vale. Dar nu stăm la taclare! Am ordin de deplasare. Uite, domnul, dacă sunteți puternicit, ordin de deplasare, uite. Ordin de deplasare. Pentru semănătoare, la kilometri parcurs consultăm agricultorul cum să măsoară ogorul. Am și bonul pe covrici. Poți să citești, să-l convingi. Uite, bonul pe covrici. Am și bonul la benzină. Solicit și eu, chenzână. Așa, transparent, nu cu pană de curent. Nu cu pană de curent. Cum... atunci când împărțiți bugetul, opriți internetul. Nu ați înțeles? La dumneavoastră mă refer aici. Nu, chiar la dumneavoastră, acolo, așa, deci când e vorba de buget, opriți internet. Cam așa faceți treburile. Haide, cine scoate cașcavalul? Păi, domn primar are indice 4. Hai, domnule, de ce faci teatru? Domn primar! Hai odată! Să frică de PSD, hă? Mama lor de derbedei! Aia-i treaba, să frică de ei! Hai că ai indice 4, haide! Cheamă-l și pe indice, că și el are indice!
Domn primar, cheamă și pe vice, că și el are indice. Și pe doamna secretară. Sunt salarii buni în țară. Opriți televiziunea, ca să-mi dea și mie apunea, bă! Opriți televiziunea! La anul și la mulți ani! A, să trăiești, domnul vice! Tot pe scaunul propriu. O plecat în... abandonat țăranul. M-a abandonat țăranul. La anul și la mulți ani. Și am mai mulți bani, dar... Eu mâncat șobolani. Multă sănătate, sănătate și numai bine. O să dăm cuvântul... Se pregătește, felicitări, hai să aplaudăm pamfletarul din primărie. Aplauze, foarte frumos. Capra de la Glodosul se pregătește, da? Vedeți că are bani în geantă, prindiți-l la un colț și dați-i... Muzica să vină pe scenă, că avem microfoane. Mergi după primar acum ca să iei banii. Du-te după primar să iei banii, du-te repede. Vezi că ai 1 milion de euro acolo. Un moment să vină muzica pe scenă. Thank you.
foarte frumos. Ia să vedem, de unde sunteți voi? Auzi, de la Glodos. E plin de glot și acum, ia uite, tinichelile alea. Ba, hai de mine și... E cineva să traducă ce a zis? Hai! Clar, e limba engleză, nu? Hai! Nu poți să... Bravo, bravo! Mai este cineva? Hai, stai să spun o melodie, ia, fii atent aici, a? Rămâi acolo și faci un dans acum, ia uzi! Hai să te văd! Succes la bani, da? Urmează pentru noi ursul de la Delen. Haideți, vă așteptăm. Și... Nebucuroși, păi bine v-am găsit sănătoși. Am venit cu această ursoaică mică, pe care v-aș ruga de frică. Păi am zis verde șolalea, păi asta e averea mea. Păi am dat foc la întregul sat, păi eu cu ursul am plecat. Păi foieriță, trei nuieli, păi ăștia surșii din Delen. Păi când mi-a murit moșneagul, mie mi-a lăsat oiagul. Păi cu el să cârmuiesc, păi întreg neamul ursăresc. Păi de valea făcușului, la poalele muntelui, la tulpina bradului, păi a fătat ursoaica pui. Păi mă dusei încetişor ca să-i fur un puișor, păi puișorul a țipat, păi și ursoaica m-a mușcat. Păi tu cu minte de nu stai, păi tu cu minte de nu stai, păi scot cuțitul și te tai, păi și te fac hățuri la căi. Ursoaica încă dă târcoale, ia scoală ursule în picioare, păi să te văd cât ești de mare. Păi
Păi șapte, păi șovale adâncă, păi baleuri și ne mănâncă. Păi urșilor, nu ne mâncați, păi v-am adus dintre Carpați. V-am adus cu avion, v-am crescut cu biberon. Păi noi v-am dat și cașcaval și v-am adus la festival. Păi le-am dat carne fără os și le-am adus cei mai frumos. Păi frunzuliță, mere, pere, păi nu te însura, măi vere. Păi și eu m-am însurat și-am luat o proastă din sat. Păi pune apă sâmbăta și spală duminica. Păi le-nalță pe zăbrele, de la trăcâinii la ele. Păi le-nalță tot mai sus, păi la trăcâinii ca la urs. Păi de Crăciun și bobotează, toată lumea se distrează. Păi numai eu nu mă distrez, toată ziua patrulez. Păi patrulez așa de bine, păi cu pușca lângă mine. Păi și cuțitul la picior, păi gata, gata să-l omor. Păi frunzuliță, mere coapte, a trecut anul, băi frate. Păi dar ar Dumnezeu să dea, păi ce n-a fost pe aici așa. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Păi sănătate și mult spor, păi la mulți ani la tuturor. Mulțumim că ne-ați chemat, până ne luăm urși și-am plecat. La noastră mulțumim. Mulțumim tuturor, felicitări domnule primar, felicitări Consiliul Local de la Bârsănești, la mulți ani și multă sănătate, la revedere! We'll be right back.
Hai, 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 primarul, te-a venit primarul acum.